Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Preiubiți frați, surori, prieteni, rude, apropiate, rude mai departe, care în seara aceasta ați hotărât să veniți să fim împreună în jurul familiei Melinte, doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Doresc ca Domnul să privească din cerul Lui prea înalt și spre aceste momente și știu că El privește, pentru că El este lângă noi. Și când suntem sus pe deal și când suntem jos în vale, și El ne-a promis că este cu noi în fiecare zi. Iubiților, vrem să începem slujba din seara aceasta în numele Domnului, care va fi formată din cuvânt, cântări, gânduri, tot ceea ce Domnul ne pune pe inimă. Toți l-am cunoscut pe fratele Teo și astăzi a sosit un sfârșit care nimeni nu l-a putut să-l pună. Astăzi va fi ziua de priveghi, dar Dumnezeu din cer le cunoaște și le știe pe toate. Doresc să începem cu rugăciune, să ne ridicăm în picioare, vă rog frumos, și să cerem ajutorul Domnului. Domnul să binecuvinteze pe fratele Grigore, să aducă o rugăciune în care să ceară binecuvântarea Domnului peste toată lucrarea din seara aceasta. Amin. Tată atotputernic care locuiești din ceruri, îți mulțumim că am venit pe picioarele noastre în casa aceasta. Da, Doamne. Îți mulțumim că ai fost cu noi până aici și îți mulțumim că nu ne-ai părăsit. În aceste clipe de jale, de durere, te rugăm să lași mângâierea ta peste toți care suntem în locul acesta. Da, Doamne. În special te rugăm pentru familia Melinte. Amin, Doamne. Și cel mai mult te rugăm pentru sora Valerica. Să o binecuvintezi, să-i dai sănătate, să-i dai putere, să poată trece biruitatele prin aceste momente grele pentru viața ei. Te rog, Doamne, binecuvintează publicul care e aici în casa de rugăciune și binecuvintează pe cei care ne ascultă și ne văd de departe și de aproape, să-i binecuvintezi acolo unde sunt, România, Spania și oriunde ar fi. Mâna ta cea sfântă și atotputernică să fie și să rămână peste ei. Vrem ca toți împreună să ne gândim că va veni o zi, un sfârșit, un stat pentru noi, pentru fiecare dintre noi și pentru aceea zi să fim găsiți având o neprihănire, nu a noastră care se capătă, ci o neprihănire care se capătă prin credința în Tine, Iisus Hristos. Învrednicește-ne, Te rugăm la aceasta. Dă-ne puterea să fim găsiți în Tine. Amin, Doamne. Doamne, dă putere cuvântului Tău în seara aceasta, dă putere Evangheliei Tale, Doamne. Și vrem ca puterea Duhului Tău cel Sfânt să miște și să transforme fiecare inimă, fiecare suflet,
fiecare persoană din locul acesta și cei care ne ascultă. Toată cinstea vrem să fie a Ta, toată gloria vrem să fie a Ta, toată slava și toată onoarea pentru câte zile vom trăi pe acest pământ. Amin. Rămânem pe picioare și fratele Grigore va citi câteva versete din Sfânta Scriptură. Deschidem Sfânta Scriptură la 1 Tesaloniceni, capitolul 4 și versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Domnul Iisus, cu puterea Duhului Sfânt, să mângâie fiecare inimă și în special familia Melinte și sora Valerica. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș dori să vă spunem un bun venit la acest serviciu de seară, de priveghi, spunem noi, și am venit să fim aici alături de familie, alături de cei ce trec prin încercarea aceasta, cu un cuvânt, cu un gând și de multe ori și cu prezența noastră, fără să spunem nimic, face foarte mult pentru cineva care trece prin suferință. Am găsit cuvântul Domnului care scrie la Eclesiastul, capitolul 7, cu versetul 2, mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Dragii mei, dacă ne-am născut, înseamnă că va veni și o zi când va trebui să părăsim pământul. Și au fost oameni cu nume și cu renume și au putut să se învelească în bani, dar n-au putut să oprească ziua morții. Principal este trăirea noastră pe pământul acesta dacă ne-am pus viața în rânduială cu Dumnezeu. Vă mulțumim tuturor fraților păstori, cerceros și-au venit de la bisericile din metropolă, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze pe cei ce ne ascultați online, harul, pacea și îndurarea Domnului să vă însoțească pe fiecare. Vom da curs programului din seara aceasta. Doresc ca fratele Ghiță, mulțumim frate Ghiță, să vă pregătiți să cântați o cântare, veniți în față, cântăm cu toții și fratele Ilie Luca, de început, Domnul să-i dea un cuvânt, el este și rudă cu familia Melinte și am zis, frate Luca, aduceți un salut pentru familie. Doresc ca Domnul să însoțească pe cei ce vor cânta, pe cei ce vor vesti cuvântul Domnului, Dumnezeu să pună cuvinte care să aducă mâncăierea noastră. Pentru că trăim cu nădejde. A spus, s-a citit, nu vrem să fiți în necunoștință, vrem să știți că este o nădejde. Lucrurile nu se termină aici, ci ochii noștri privesc spre veșnicie, spre o altă viață cu Domnul Iisus Hristos. Haideți să cântăm spre slava Domnului și frate Ilie, vă rog să veniți. Frați și surori, ne unim cu toții și lăudăm pe Domnul cu cântarea, care o știm toți. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu. Oricât voi suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să calea
am voi sfârși aici pe pământ și în veșnicii voi fi cu Domnul Sfânt. Voi fi prea fericit cu al meu Iisus iubit. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Viața mea o-n chin lui Dumnezeu, la El cu toate vin prin harul Său. Aproape vreau să fiu de Domnul meu cel viu. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Amin. Dorim ca întotdeauna, în orice împrejurare din viața noastră, să ne ridicăm glasurile către Dumnezeu, să-L binecuvântăm pe El, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Suntem împreună în seara aceasta, în locul acesta, cu împrejurarea pe care o vedem fiecare dintre noi, după o suferință lungă, Dumnezeu a hotărât să-L cheme acasă pe cel care până aici a fost fratele nostru, fratele Teo Melinte. Zic ca Domnul să o binecuvinteze pe sora Vale. Ea a fost un ajutor potrivit întotdeauna. În noapte, în zi, în fiecare moment în anii aceștia care au trecut, sora Vale a vegheat la căpătâiul lui, și împreună au dus drumul acesta. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze, sora Vale. Să binecuvinteze Domnul întreaga familie Melinte, cei care sunt prezenți aici, cei care sunt departe și ne urmăresc prin felul acesta în care există posibilitatea de a ne vedea. Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui călăuzitoare peste fiecare în parte. Rămân la un verset pe care a fost citit, n-a fost citit, de capitolul 7, versetul 1. Mai mult e face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai mult face un nume bun. Aceasta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta ne spune oamenii lui Dumnezeu. Oamenii de pe pământul acesta aleargă după nume cât mai înalte, poziții cât mai înalte. Dar există un singur nume care face mai mult decât un de lemnul mirositor. Face mai mult, dacă vreți, decât toată bogăția lumii acesteia. Face mai mult decât toate valorile pe care noi le putem compara în lumea asta. Nu există valoare și preț să fie pus cu numele acesta pe care cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, ne arată în vederea aceasta. Și Ioan, în capitolul 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1, cuvântul Domnului ne spune despre numele acesta: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu, și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum
suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat, slăvit să-i fie numele Lui. Dumnezeu este Tatăl nostru. Asta înseamnă că noi nu suntem oameni fără de sens în lumea asta. Asta înseamnă că noi nu suntem oameni care plecăm fără de o nădejde. Noi avem o nădejde bine ancorată și legată de Dumnezeul nostru care este viu. El este Tatăl nostru, iar noi suntem copiii Lui, slăvit să fie numele Domnului pentru aceasta. Este una din revelațiile majore ale Scripturii, dacă vrem să spunem în felul acesta. A fi copil al lui Dumnezeu este cel mai mare privilegiu al mântuirii noastre. A fi copil al lui Dumnezeu înseamnă că viața dumitale, viața mea, viața noastră a fiecăruia dintre noi este în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu este Tatăl nostru care ne poartă, care ne ține, care ne ridică, care ne cheamă, care ne vorbește, care hotărăște toate lucrurile, iar noi ca și copii al lui Dumnezeu nu facem altceva decât vrem să ascultăm de numele lui Dumnezeu. Așa ne spunea cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan la început, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu, slăvit să fie El, pentru că și noi purtăm numele acesta frumos și măreț. Scopul suprem al lui Dumnezeu pentru care El ne-a făcut copii este de a ne mântui pentru totdeauna, de a se împlini așa după cum Ioan în capitolul 3, în versetul 3, spunea atât de frumos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, dar ce să aibă? Viață veșnică, aceasta-i dorința fiecărui copil al lui Dumnezeu, aceasta-i dorința fiecăruia dintre noi și Dumnezeu să ne ajute să purtăm numele acesta cu cinste prin lumea aceasta pe unde călătorim. Să ne păstrăm neîntinați, dacă am putea spune în felul acesta, să păstrăm cu orice preț până la capătul vieții noastre, așa după cum Pietru, apostolul, atât de frumos ne îndemna în 1 Petru, capitolul 1, versetul 13 în jos, de aceea, zice Scriptura, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt, zice Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul priveghiei voastre. Doamne, ajută-ne, doar Tu știi câte zile mai avem de călătorit, doar Tu știi câte zile mai avem de umblat sau ore sau minute sau secunde, dacă ar fi pentru unii, cât mai avem de umblat. Însă atunci când viața noastră e în mâna lui Dumnezeu, în atunci când noi știm că El este Tatăl nostru, noi rămânem încrezători în El, plin de nădejde. Nimic nu este mai înălțător, mai valoros, mai de preț, nimic
decât numele de copil al lui Dumnezeu, decât mâna ta să fie în mâna lui Dumnezeu, viața ta, viața mea, viața fiecăruia dintre noi să fie în mâna Domnului și Domnul este Cel care ne va purta biruitori pe fiecare dintre noi. Închei cu versetul din Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Viața pe pământ este trecătoare, se duce, dar trebuie să ne gândim fiecare dintre noi unde ne sfârșim călătoria, unde se încheie călătoria vieții noastre pe pământul acesta. Sunt două locuri în care se poate ajunge. Unul este împreună cu Dumnezeu și doresc ca Domnul să lase binecuvântarea Lui peste biserica din loc, peste frați, surori, fiecare dintre noi, familie, cei apropiați, cei de departe, ca sfârșitul călătoriei noastre să fie împreună cu Domnul. Sora Vali, dacă până aici au fost lacrimi, au fost suspine, au fost gemete în mers de noapte pe care mulți nu le auzeau, dar era unul care era lângă dumetale, era Domnul care asculta glasul, era Domnul care asculta rugăciunea, era Domnul care nota fiecare geamăt, fiecare lacrimă, fiecare suspin, fiecare rugăciune. Acolo noi vrem să sfârșim împreună cu El. Doresc binecuvântarea Domnului să rămână peste noi toți și călătoria noastră să fie împreună cu El. Amin. Mulțumim, frate Elie, Domnul să vă binecuvinteze. Dragii mei, eu pot, sau cum să zic, îmi permit să mai spun câte ceva între anunțuri. Mulțumim în numele Domnului pentru înțelegerea care o aveți pentru noi, că am cerut să se poarte mască. Dragii mei, cu toții trăim într-o lumea aceasta, cu toții, sau mulți, mergem la lucru, la magazine. Încercăm să ne păzim cât putem, dar numai Dumnezeu este Cel ce ne păzește. Aș vrea să anunț că mai este un eveniment care îl așteptăm. În 3 săptămâni este o căsătorie între familia Melinte, familia Buia, Cristi, Cimuca. Ridicați-vă, Cristi și Jenny. Cristi Cimuca este nepotul nostru, este băiatul sorei noastre, Cimuca Victorița de la Arkansas. Și Jenny este nepoata din familia Melinte. Și am zis, încercăm să facem tot ce putem noi, să ne păzim ca să putem să trecem și prin evenimentul acesta. Dumnezeu să se îndure de noi. Valerica, dragă, ai ajuns la un popas. Dacă ai avut o viață dificilă până aici, poate că popasul acesta este și mai dificil. Dar ne rugăm Domnului să te treacă biruitoare. Iubiții mei, cu toții știm viața lui fratele Teo, cu toții știm că pentru el viața a fost o povară, dar s-a ajuns la un sfârșit. Dar lucrurile bune care le putem să le măsurăm a fost și faptul că în casa aceasta, în familia Melinte, Toader și Valeria, a fost și un loc unde noi am avut ocazia să facem un bine. Au avut ocazia copiii de la școala duminicală să-l viziteze. Au avut ocazia copiii să-i cânte. Au avut ocazia fanfara. Verișorii Buia care au cântat de multe ori acolo și am încercat, cred că toți, de la toate bisericile din jur, au încercat cu ce au putut să ajute familia aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze fanfara în continuare. Lăudați-L pe Domnul cu ceea ce Domnul vă pune pe inimă și doresc ca Domnul să binecuvinteze și alți frați. Frate Aditirla, mulțumesc că sunteți cu noi în seara aceasta. Știu că și voi ați fost alături de familia Melinte. Domnul să te binecuvinteze cu următorul mesaj după fanfară.
Binecuvântăm pe Domnul în orice vreme. Dumnezeu este Cel ce este bun și este drept în tot ceea ce face. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în această seară, toți care am venit în locul acesta să fim parte împreună cu sora Vali, cu familia. Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste noi toți și în mod deosebit Dumnezeu să întărească, să binecuvânteze pe sora Vali. Noi așa i-am spus, sora Vali, când mergeam să o vizităm, când ne rugam, avem amintiri când vizitam această familie, pe fratele Teo, pe sora Vali, cu colinzi de Crăciun, cu activități de tineri. Și întotdeauna mi-aduc aminte că fratele Teo, când ne vedea, zâmbea puternic, mă strângea de mână foarte puternic și a simțit această dragoste și această bunăvoință, chiar dacă Dumnezeu l-a trecut prin această încercare. Dragi frați și surori, am un cuvânt de încurajare pentru noi, care medităm în cursul acestei zile. Nu știu exact cât a trecut perioada cât fratele Teo a fost bolnav, dar știu că era parte din rugăciunile noastre regulate, aș putea să spun mai mult decât săptămânal, mijloceam înainte lui Dumnezeu pentru el, pentru sora Vali, cu comunitatea, cu bisericile din jur, și ne întrebam, noi ne rugam ca Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să se îndure, Dumnezeu să întărească pe fratele, pe sora. Și era întrebarea, noi ne rugăm, dar Dumnezeu oare de ce îngăduie o încercare pe o perioadă așa de lungă? Și frați și surori, am pe inimă să împărtășesc un cuvânt de încurajare pentru noi toți. Suferința este parte din felul în care Dumnezeu lucrează în viața unui creștin. Suferința are mai multe scopuri. În final, scopul sfințeniei noastre este, pe primul rând, ca Dumnezeu să ne sfințească. Dar în suferință ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu la o măsură care poate de multe ori când nu trecem prin suferință, nu-L cunoaștem. Și în suferință ajungem să ne cunoaștem pe noi mai bine decât ne-am cunoaște dacă n-am merge prin suferință. În Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a lăsat exemple în Biblie despre oameni care au trecut prin suferințe grozave. Iov, un om neprihănit, un om drept, a ajuns ca să sufere nu numai suferința fizică, a pierdut familia, copiii, soția lui, s-a întors împotriva lui, a zis, blastă-mă pe Dumnezeu, scap de această încercare, prietenii s-au întors împotriva lui, societatea își bătea joc de el, îl punea în cântece, copiii din societate care odată se ridica în fața lui și îl cinstea, Biblia ne arată că și copiii chiar îl disprețuiau, o încercare cumplită și totuși Dumnezeu în cuvântul lui a lăsat exemple despre această suferință, ca noi privind la această suferință să primim unele principii, unele învățături. Iov, capitolul 42, la sfârșitul acestor încercări, acestor suferințe, găsim câteva expresii interesante de la acest om al lui Dumnezeu, am putea spune, un om neprihănit. Iov 42. Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul. Prin aceste încercări, Iov a ajuns să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu, un Dumnezeu care el punea întrebări multe și încerca să se judece cu Dumnezeu. Și încerca să afle motivul lui Dumnezeu și întreba dacă Dumnezeu chiar este drept în felul cum lucrează. Ajunge prin aceste încercări și discursul care îl are cu Dumnezeu să zică, Doamne, știu că Tu poți totul, nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Versetul 5. Urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine. Am auzit mult despre Tine. Multă teologie, multe principii. Am auzit, mintea le-a cântărit, le-am gândit, dar după ce zice că am auzit vorbindu-se despre tine, zice, acum ochiul meu te-a văzut, s-a întâlnit cu Dumnezeu în suferință și l-a cunoscut mult mai intim decât auzind de la cineva despre el.
l-a întâlnit într-un mod direct și personal. Și după ce a văzut măreția lui Dumnezeu și a început să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu, dacă până aici Iov își apăra neprihănirea lui și faptele lui, în versetul 6, el în suferință se cunoaște și mai bine și zice: de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Frați și surori, în încercare, când noi trecem prin suferințe, ne dăm seama că suntem o mână de țărână. Dacă Dumnezeu ni s-a descoperit și dacă, așa cum s-a spus, dacă Dumnezeu ne-a dat harul să-L cunoaștem pe El și să devenim copii ai Lui, să purtăm numele Lui, este nu din meritul nostru, este prin îndurarea și prin harul Lui. Aleluia. Pentru noi este pocăința, pentru noi este să ne dăm seama cine suntem, că suntem oameni trecători și să recunoaștem că Dumnezeu este suferan. Interesant, după toată această încercare și discurs care Dumnezeu îl are cu Iov, Dumnezeu nu-i dă un răspuns lui Iov de ce a trecut prin încercare. Noi citim foarte simplu de la început și vedem că Satana și Dumnezeu are un discurs asupra lui Iov și este un plan care Dumnezeu îl lasă pe Iov să fie încercat, să arate lui Satana că Iov va fi cel care va rămâne în picioare. Iov nu știe aceste lucruri, nu știe când vine încercarea, nu știe când trece prin încercare și Biblia nu ne arată că nici după ce a trecut prin încercare nu știe de ce a fost prin încercare. Dar un lucru știe: el este un om păcătos, el trebuie să se pocăiască, Dumnezeu e suveran și Dumnezeu e drept în tot ceea ce face. Nu știm de ce Dumnezeu îngăduie încercările și suferințele în viața noastră în mod total, nu știm. Vedem că această încercare în viața lui Iov a adus o mai mare pocăință, am putea spune. De fapt, numele lui Iov, într-un fel, este și pocăitul, o traducere a numelui acestuia. Încercările prin care trecem noi, frați și surori, este ca să ne sfințească pe fiecare dintre noi și mai mult. Este o încercare pentru omul care trece prin încercare, este o încercare pentru familia prin care trece. Așa cum se spunea, numai Dumnezeu știe, sora Vali, cât a dus, cât greu a dus și cum a rămas credincioasă legământului căsătoriei și a făcut lucrurile care, poate pentru mulți dintre noi, nu dăm seama care a trebuit să se facă. A fost o încercare și pentru sora Vali. A fost o încercare pentru familia extinsă. A fost o încercare pentru comunitate, pentru noi toți. Felul cum noi am căutat să fim alături de această familie sau în mijlocii, sau Dumnezeu ne-a dat ocazie într-un fel sau altul să putem să fim mână de ajutor. Aceste încercări Dumnezeu le lasă pentru noi toți. Dumnezeu este drept în ceea ce face, Dumnezeu nu dă greș. Partea noastră este, frați și surori, să recunoaștem că Dumnezeu e suferan și chiar dacă nu înțelegem, chiar dacă poate Iov n-a primit toate răspunsurile, să-i rămânem credincioși lui Dumnezeu. Să nu ne grăbim să dăm cu judecata nici asupra lui Dumnezeu, nici asupra omului, nici chiar în dreptul nostru. Să nu ne grăbim. Mă gândesc că Iov, undeva, cine știe cum, undeva o să ajungă sau a ajuns ca să aibă răspuns la toate întrebările. Și noi cred că odată, în cer, Dumnezeu ne va lumina și vom înțelege multe lucruri care acum nu le înțelegem. Important este să, în încercare, să acceptăm că Dumnezeu este stăpân și să lăsăm ca aceste încercări prin care trecem să-și facă rostul lor în viața noastră. Voi încheia cu 4 versete din Iacov. Iacov, capitolul 1, versetul 2, 3, 4 și 12. Iacov, capitolul 1. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgătuit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să-L iubim pe Domnul, să-I fim credincioși și Dumnezeu să întărească familia înduriată și să lase îndurare și binecuvântare. Amin.
Domnul să vă binecuvinteze, frate Adi, și efortul de a veni așa de departe până aici, Domnul să vă răsplătească. Frate Ghiță, ne pregătim să mai cântăm o cântare. Între timp aș vrea să spun că am înțeles că fratele Teo Melinte a plecat în veșnicie la vârsta de 71 de ani și aproximativ 22 de ani a fost paralizat. Noi care suntem sănătoși și poate câteodată ne mai cuprinde câte o suferință și trece timpul așa de greu, dar 22 de ani n-a fost o zi, n-a fost o lună, n-a fost un an, a fost un timp lung. Numai cel ce îngrijește, numai cel ce ajută, numai cel ce veghează lângă un bolnav știe. Domnul să-ți răsplătească, sora Valerica, că ți-ai păstrat, așa cum zicea Adi, legământul. Pentru că mulți la încercare și la necaz părăsesc pe cel care a încheiat legământ. Domnul să te binecuvinteze. Haideți să cântăm spre slava Domnului și Domnul să binecuvinteze pe fratele Romi Pele. Cu un mesaj, dacă se poate, în limba engleză, Domnul să vă binecuvinteze. Încercăm să cântăm din cântarea, măcar două versete, 587 din harfa aceasta, călătorind prin țară, mergând eu cântând. Călătorind prin țară, mergând eu cântând, în drept în sufletele către cerul sfânt, multe dureri mă străpung în sufletul meu, dar Iisus mă conduce și-n toate-n vin eu. Ah, doresc să-L văd și-n față să-L privesc și să-i cânt în eter de harul ceresc. Pe străzile gloriei eu voi răsuna, necazurilor trece și-n cer voi cânta. Și versetul 5. Și când calea voi sfârși, la el m-a luat, pe față m-am îngâia, ștergând lacrima. La dreapta sa m-a așezat, dându-mi cununa. Și așa cu el în veci mă voi bucura. Ah, doresc să-l văd și-n față să-l privesc și să-i cânt în eter de harul ceresc. Pe străzile gloriei eu voi răsuna, necazurilor trece și-n cer voi cânta. Scumpă familie, Melinte, sora Vali, Domnul să vă binecuvânteze, El este Dumnezeul oricărei mângâieri. I would like to bring a word of encouragement this evening in this time of bereavement. I would like to read the words of our Lord and Savior Jesus Christ from John 14, 1 through 6, where Jesus is encouraging his own disciples with these words, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that there, where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know." Thomas said to him, "Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Amen.
Beloved audience, on behalf of Sister Vali and the entire Melinte family, I wish to thank each and every one of you for being here this evening. And although today is a very difficult day, especially for Sister Vali and the entire extended Melinte family, I would like us to remember the promises that the Bible made in Psalm 46, 1 through 3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, through its waters, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. The Bible also declares in Romans chapter 8, verses 35 through 39, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I'm sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor everything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Glory be to Jesus. My beloved, we are gathered to say goodbye to our brother Teal, who lived here on this earth, as we just heard, 71 years. And we pray that the peace and the presence of the Holy Spirit will be upon the entire Melinte family, especially on Sister Vali, and all of us as we mourn together from all churches that we got to know Brother Teal. And it's a deep grief that we experience, all of us, and we pray that in the name of our Lord Jesus Christ, you would be comforted by his spirit. And we gather today, this evening, to remember the life of our brother Teal. And I know that especially the family, but most of us, we are dealing with mixed emotions. As Jesus looked into the hearts, that he peered into the hearts of his disciples and he saw all sorts of emotions. But Jesus said, let not your hearts be troubled. And of course, it's grief, it's sadness, but it's also for us Christians, as also 1 Thessalonians chapter 4 reminds us, we are not like those people in the world that have no hope. And if we reduce Christianity, Christian tenets, to its most essential, Paul does that in 1 Corinthians 13, is love, is faith, and hope. So we know that our brother Teal loved Jesus because Jesus loved him first. And he had that faith. And he, with the help of the Holy Spirit, he hung tight on that hope and his faith in Jesus Christ. And we know that for us Christians, we who are the sons and daughters of the Almighty God, the planet Earth is just a very temporary place. It's just something that we come and some just live 15 years, some 30, some 50, some 71, some 90 or 100. But from the perspective of eternity, it's just a blip on the axis of time. And in this time, the most important decision that you and I can make is to believe in Jesus Christ, that he came, God incarnated, became a human being like us. He took humanity upon himself, but he not only took humanity, he took upon himself all of our sins, all of our past, and he nailed them onto the cross. But on the third day, he resurrected. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5, 6 through 8, we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord.
For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. You know, in visitations to elderly and people with struggles with their humanity, with their being fragile due to suffering, I heard so many people saying, Brother Rumi, I can't wait to be with the Lord. I remember my mom, who just less than a year passed away, said, Rumi, mommy, yos gata. And I know that there's in us that desire to be with the Lord, especially for those who already go through deep waters of suffering and pain. They cannot wait to be with the Lord. And I said that it is a mixed bag of emotions. It is also a day of celebration. Because I want you to imagine with me, my brothers and sisters, Sora Vali, imagine with me, please. Brother Theo, when he closed his eyes on this earth, and when he opened his spiritual eyes, he was in the very presence of the Lord Jesus Christ. And the first words and the first face that he saw was the beautiful, the glorious face of Jesus, who told Brother Theo, come, come into my arms. And this is a day of celebration because one soul entered the eternal kingdom of God. Shortly, we want to look at three promises that Jesus laid down. There are many, but three. Time does not allow us to go too deep into this passage that I just read. But the first promise for us, believers, Christians, the sons and daughters of the Almighty God, is that we don't have to fear death. Death is not something that we should be fearful of. Jesus said, don't let your hearts be troubled. Of course, fear of unknown troubles most of us. Some of us, we don't know what other circumstances will come with this coronavirus, with this pandemic situation. We don't know the economic, the social, the relationship, the what's gonna bring the day of tomorrow or the day of next year. But my beloved, we need to fear not, as Jesus said, fear not. Because I am with you. This is his promise. I am with you till the end of times. Revelation 1:17 and 18 says, do not be afraid. Jesus says, I am the first and the last. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Jesus conquered death. We have nothing to fear when thinking of death. Because as I said oftentimes at funerals, for us Christians, death is just like a door from this world into the world of God's kingdom, the God's presence, in the very presence of Jesus. 2 Corinthians 5:1 says, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house that is not made with hands, but eternal in heavens. Second promise, shortly again, is that Jesus prepares a place for his believers, for his followers, for his brothers and sisters, because he is our eldest brother. Glory to Jesus. And we were adopted into God's family. Revelation 21:4 says, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, nor crying. There shall be no more pain. For the former things have passed away. What has Jesus prepared for us, for Brother Teal? Heaven is a place of no more sorrow, no more crying, no more tears. Heaven is a place with no more pain. And Brother Adi said, indeed, pain and suffering is just something that is mixed with our everyday life. Even babies are suffering. Young people, adults, elderly, as we progress in age, we suffering more and more. But Jesus said, the place I'm preparing for you, my beloved, fear not, is without pain, without tears,
without paralysis, without any COVID-19, because I overcame them all. Glory to Jesus. When Brother Teal is gonna be clothed with a glorified body, there will be no paralysis, there will be nothing, no pain, no suffering, will be a perfect body, exactly like Jesus' body. The third promise is that Jesus personally receives us, as I already mentioned. He is right there, welcoming us into his presence, welcoming Brother Teal in the presence of the Father. My beloved, I don't know what's your state of mind or state of heart or state of faith, but if you have not yet made a decision to follow Jesus, tonight the Holy Spirit tags at you at your heart. Today is ours, tomorrow belongs to God. We don't know if tomorrow will be alive. We don't know what's happening. We don't know if we get home today. We might get hit by a drunk driver. But if we have our faith anchored into Jesus Christ's promises, all God's promises are yes and amen in Jesus. And he said, if you declare with your mouth that you believe in Jesus, that you believe that he died for your sins and resurrected to give you and me a new life, the Holy Spirit will come into your heart, will empower you, will infuse you with strength, with power, with a desire to live, to glorify God. Today is the day for all of us to say, Lord, I want to follow you. If you did not make that decision, maybe you're part of the family, you may be a nephew or a niece. If you want to see your uncle, Brother Teo, again, today, make that decision. I want to follow Jesus. And may God help you. And may the Lord comfort you, Soravali, and the entire family, Melinte. God bless you all. Amen. God bless you, frate Romi. Se pregătesc, frații Buia, vă rog să veniți în față să cântăm o cântare spre slava Domnului și pentru mângâierea familiei. Până vin, aș vrea să amintesc că fratele Teo a fost un om harnic, ca toți românii, și s-a priceput la foarte multe lucruri. Mulți ați lucrat cu el, sau cu el a lucrat și tata socru, care acum e în veșnicie la fabrica de piele. Dar unul dintre lucrurile care au rămas și poate mulți îl vedem în fiecare duminică este cărămida care a instalat-o în anexa Bisericii de Aleluia. Toată biserica. Wow. Eu atunci am venit în America, dar țin minte cum la anexă lucra și n-am știut exact, but fratele Teo a fost un om care i-a plăcut să zâmbească și să facă pe alții să zâmbească în jurul lui. Cred că care l-ați vizitat ar fi vrut să vă spună, dar vă aduceți aminte cum spunea și zâmbea foarte tare, vrea să spună ceva, dar nu făcea numai semne. A fost greu. A fost greu pentru un om să înțeleagă ceea ce îi spui, dar să nu poată să-ți răspundă. Dumnezeu este acel care cunoaște toate lucrurile și Dumnezeu este acel care a adus o zi când să se sfârșească suferința și încercarea și, așa cum spunea fratele Romi, în veșnicie să fie plin de bucurie că a scăpat de trupul acesta care acum în vremea aceasta, ca pentru o vreme, a fost o povară pentru el. Am trecut de cel din urmă, vârf ce ne desparte, și abia te văd în zare, țară de departe, unde am stat și-am plâns o viață, țară.
departe. Am avut în tine doruri fără de împlinire, suferințe fără număr, plâns și fericire. Poate atât când nimeni altul plâns și fericire. Am avut dușmani în tine, răul să-mi dorească, dar a fost și atâtea dragi să mă primească. Scumpe și duioase inimi, dragi să mă primească. O, pământule pe care am trăit o viață, azi mă duc, te las în urmă, tot mai mic prin ceață, mai în urmă, mai departe, tot mai mic prin ceață. Azi mă duc în țara sfântă, sus, mai sus de stele, unde-i mirele și alesul dorurilor mele, după care am plâns o viață. Dorurile mele, fața ta îndurerată, nu mai privi-o, zbuciu-mi suferințe, lacrimi, plânsul de adio. De azi sunt pe veșnicie despărțiți, adio. De azi sunt pe veșnicie despărțiți, adio. Adio plânsule, adio durere, adio lucrurilor care de multe ori pe pământul acesta ne sunt o povară. Dar acolo în ceruri ne așteaptă un loc unde nu va mai fi nimic din ceea ce am trăit pe pământul acesta. Frate Simi, vă invităm în numele Domnului să veniți în continuare să împărtășiți cu noi din cuvântul Domnului. Acolo în ceruri este un loc pregătit, un loc care Domnul Iisus Hristos, așa cum am auzit, s-a spus: mă duc să vă pregătesc un loc. Dragii mei, important este pentru noi să rămânem în voia lui Dumnezeu, ascultători de El, împlinând cuvântul Lui, ca să putem în fiecare zi să dorim și să ne trezim odată când vom trece din viață acolo în veșnicie. Poftiți, frate-s. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel,
și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și nu cred că este adăugare spunând și unii cu alții, ca și credincioși. Iubită familie, Melinte, sora Valerica, rămasă văduvă, de asemenea sora Genova, care în luna aprilie ați condus pe fratele Paul la 77 de ani, frate Costică, frate Dan, frate Beni, un alt frate în luna mai, 13, Ion, în România fiind, a fost de asemenea chemat acasă. Astfel, luna aprilie, luna mai și acum luna iulie, 18, au adus în familia dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici, nu știu dacă sora Dina ne urmăriți din Sacramento, apoi în România, ceilalți frați, Gheorghe, cred că, Lidia, nepoți, cumnați și cumnate, dorim pe toți, pe fiecare, în mod personal, Dumnezeu să vă mângâie, să vă îmbărbăteze, să vă încurajeze și dincolo de cuvintele noastre să fie cuvântul Său și dincolo de Duhul nostru să fie Duhul Său cel Sfânt, care este și Duhul mângâierii. Viața, spunea Iov și se amintea despre el, omul născut din femeie este o viață scurtă și plină de durere. De asemenea, tot Iov, om al suferinței, cum fratele Teo, în ultimii peste 20-22 de ani, a fost un om al suferinței, spunea că cel care suferă are dreptul la milă, la mila semenului, la compasiunea semenului. Suferința aceasta s-a încheiat. Și din acest punct de vedere, moartea este o binecuvântare. Chiar dacă sună ciudat lucrul acesta și straniu, dar cum ar fi ca cineva să sufere veșnic? Ar fi foarte greu, ar fi foarte dureros. Însă Dumnezeu a rânduit în felul acesta, în urma păcatului adamic, al lui Adam, a protopărinților noștri, să vină suferința și suferința aduce apoi și moartea. Însă pentru noi ca și credincioși nu este ceva care să facem pentru a fugi de realitatea prezentă. Pentru că uneori se poate interpreta așa despre noi ca și creștini, când la mormântare vorbim mai mult de lumea de dincolo decât de lumea de aici. Că oarecum în engleză we are in a state of denial. Oarecum negăm realitatea. Nu, noi nu negăm realitatea prezentă. Însă noi știm că această realitate este ceva temporar. Această realitate este doar pentru o vreme, pentru un timp. Și așteptăm ceea ce este etern, ceea ce este veșnic. Așteptăm locul promis de Domnul Iisus Hristos, locul pregătit dinainte de Domnul Iisus Hristos, cum se citea în limba engleză, mă duc să vă pregătesc un loc.
El este un loc pregătit mai dinainte. El este de asemenea un loc care e permanent. Tot ceea ce este aici este temporar. Este pentru 77 de ani, fratele Paul, 74 de ani, fratele Ion, 71 de ani, fratele Teo, tatăl meu de asemenea 71 de ani, mama 80. L-am cunoscut și pe fratele Melinte, tatăl, fiind aici împreună cu noi, memorii plăcute am, a fost cel care, fiind aici, la început, fica noastră, Simina, a căzut și a fracturat piciorul și am spus că îl duc la cel mai specialist doctor din Metro Detroit. Și a zis, cum? La cel mai specialist doctor? Și eram lipsit, eram student, fără drepturi de lucru. Și a zis, la cine? Zic, te duc la doctorul care e specialist în a repara și oasele la cai și la vite. Pentru că fratele Melinte în România făcea lucrul acesta. Și a fixat piciorul la Semina. Mai îmi se aduce aminte câteodată și mai spune. Dar sunt amintiri care le avem. Amintiri frumoase, plăcute și amintiri de durere. Așa cum este cazul fratelui nostru iubit. L-am cunoscut și eu, nu așa de aproape ca mulți dintre dumneavoastră. L-am vizitat și chiar am vorbit cu fratele Alex Pusta, dacă nu era plecat în vacanță, era aici, dânse nelipsit. Frate Ghiță, ați locuiți astăzi. Și dânsul de asemenea transmite condoleanțele dânsului, sunt condoleanțele noastre, ale familiei și de asemenea condoleanțele Bisericii Betesda. Și Dumnezeu să vă mângâie în continuare și să vă binecuvinteze. În momente ca și acestea, când, așa cum spune psalmistul, când se surpă temeliile, oare ce ar mai putea face cel neprihănit? În momente și într-o vreme ca și aceasta, când în 1 ianuarie, niciunul nu ne imaginam că astăzi, 20 iulie, ne puteam imagina că vom fi la mormântare sau la un priveghi, pentru că asta era parte normală din viața noastră, dar nu ne puteam imagina să avem mască. Însă Dumnezeu a știut lucrul acesta și El n-a fost luat prin surprindere. Și El nu este luat prin surprindere, pentru că El cunoaște sfârșitul încă de la început. Și s-a citit cuvântul Domnului și aș dori să mă opresc asupra acestui cuvânt care s-a citit și să căutăm să privim prin credință, așa cum spune o cântare, privesc prin credință în zare. La o altă zi, la o zi frumoasă, la o zi fericită, la o zi binecuvântată, la o zi despre care cântăm, ne rugăm, o așteptăm și uneori chiar tânjim. Ziua arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Ziua când El, cum scria Apostolul Pavel celor din Corint, își va lua domnia, suveranitatea, și o va demonstra. Ziua când locul pregătit ne va fi descoperit. Și Sfântul Apostol Pavel, inspirat de același Duh, ne scrie și scrie celor din Tesalonic că va veni acea zi când se va deschide cerul, când Domnul se va arăta și când cei din morminte, fratele Teo și alții, și nu știm noi unde vom fi atunci, vor fi primii care vor ieși în întâmpinarea Lui și apoi cei care vor fi în viață, vor fi și ei transformați și toți împreună
îl vom întâmpina pe Domnul pe nori, în văzduh. Vom fi totdeauna cu El și vom fi unii cu alții. Despre acel loc aș dori foarte pe scurt să vorbesc, fără gândul de a fugi, și repet lucrul acesta, de realitatea curentă, prezentă. Dar ceea ce este înainte ne dă putere, ne dă forța, ne dă energia de a nu ne opri aici, ci de a mai face un pas, încurajați, mângâiați și îmbărbătați. Astfel, Sfântul Apostol Pavel și Domnul Iisus Hristos ne spune că cerul este un loc real. Cerul nu este o imaginație, nu este o fantezie, nu este ceva științifico-fantastic, nu este ceva creat la computer ca un joc electronic. Cerul este o realitate. Și Sfântul Apostol Pavel spune, după cum purtăm trupul acesta pământesc, adamic, vom purta trupul ceresc, cristic. După cum în trupul acesta suntem slabi, în trupul acela vom fi plini de putere. După cum trupul acesta se trece și e perisabil, trupul acela este etern, este veșnic. După cum trupul acesta este ca un cort, trecător, trupul acela este o clădire puternică zidită de Dumnezeu și de la Dumnezeu. Astfel, cerul este real. Locul acela este un loc real. Este demonstrat prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos, care a înviat și nu mai moare, care a luat în mâinile Lui cheile morții și ale locuinței morților și are toată puterea sus în cer și jos pe pământ, slăvit să fie numele Lui în veci. Și noi așteptăm să vedem acel loc. Când eram copil la școală în România și ni se vorbea despre America și despre Australia și despre țări din Europa Occidentală, le vedeam pe hartă conturate și aranjate, aveam câteodată gândul, oare sunt reale? Sau sunt doar povești despre geografie? Și iată că Dumnezeu ne-a dat harul să călcăm aici și să vedem că este un loc real. Însă nu se aseamănă cu paradisul, nu se aseamănă cu raiul. Și noi nu aceasta așteptăm, ci noi așteptăm locul acela care va fi descoperit la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Prorocii Vechiului Testament au vorbit despre El, Domnul Iisus a vorbit despre împărăția cerurilor, Sfântul Apostol Pavel în pasajul citit de asemenea vorbește despre acest loc. Acel loc nu este doar un loc real, ci este adevăratul loc al răsplătirii. Aici putem să fim răsplătiți într-un fel sau altul. Aducem coroane sau cununi, ducem flori cu diferite ocazii, spunem un cuvânt de apreciere sau dăm chiar un certificat de apreciere. Un bonus poate uneori, dar aici nu sunt adevăratele răsplătiri. Adevărata răsplătire va fi atunci când se va arăta Domnul Iisus Hristos. Și Sfântul Apostol Petru vorbește în prima sa epistolă, în capitolul 1, un lucru care este atât de încurajator pentru fiecare dintre noi. Pentru mine este foarte încurajator acest loc. Pentru că vorbește, spune el în versetul 3, capitolul 1, 1 Petru, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, la prezent ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, și atenție, și la o moștenire nestricăcioasă, și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Lăudați să fie Domnul!
nu știu câtă moștenire ați primit de la părinții dumneavoastră, dar mă gândesc că nu prea multă. Sunteți copii destul de mulți la părinți. Fratele Melinte nu a fost o persoană care să, știu eu, să aibă de silver spoon in his mouth, cum se spune, sau golden. V-a lăsat însă o moștenire, o moștenire spirituală, o moștenire de valori spirituale, duhovnicești. Și această moștenire de valori spirituale, ea este o moștenire care se transferă în împărăția lui Dumnezeu în ceruri. Și astfel, când vom ajunge acolo, vor fi adevăratele răsplătiri. O moștenire care nu este stricăcioasă, o moștenire care nu mai este taxabilă. Aici este acea taxă a morții, se vorbește despre ea. Acolo nu va mai fi așa ceva. O moștenire care este permanentă. Personal, nici eu nu am moștenit prea mult de la părinții mei, fiind 16 copii. Ce putea să ne dea? Însă mi-a dat o moștenire duhovnicească, o moștenire de valori morale și spirituale, care se transferă în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția eternă, în împărăția despre care Apostolul Petru spune aici. Și se menționa mai devreme deja din cartea Apocalipsa. Mi se pare că este cel mai frumos verset și cu poate cu cele mai multe nu-uri. Noi nu ne place când ni se spune nu. Ca și copil, când ceream ceva de la părinți și îmi spunea nu, nu îmi plăcea. Ca și elev la școală, dacă ceream ceva de la învățător și apoi de la profesor și spunea nu, nu îmi plăcea. Chiar ca și soț, când cer ceva soție și îmi spune nu, nu prea îmi place. Însă există aici un nu care este atât de bogat și care este atât de valoros și care reflectă o realitate atât de frumoasă. 21:4 Apocalipsa. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Adică nu vor mai fi lacrimi. Un primul nu, nu va mai fi lacrimă. Doi, și moartea nu va mai fi. Dar știți cum a intrat moartea, menționat mai devreme? Moartea a intrat prin păcat. Adică, în primul rând, păcatul nu va mai fi acolo. Nu va mai fi violență, nu va mai fi ură, nu va mai fi răutate, nu vor mai fi aceste lucruri. Moartea nu va mai fi. Apoi, nu va fi tânguire, nu va fi țipăt, nu va fi durere. Cinci nu-uri care arată ceea ce ne așteaptă pe noi ca și copii ai lui Dumnezeu. De ce? Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte, auziți, sunt vrednice de crezut și adevărate. Slăvit să fie Domnul! Nu este ceva doar imaginar, ci este ceva real, un loc real, un loc al răsplătirii. Biblia vorbește despre cinci cununi, nu am să mă ocup de ele. Și în al treilea rând, și cu aceasta am să și închei, locul acela nu doar că va fi un loc real, un loc al răsplătirii, ci va fi și un loc al reuniunii. Un loc al reuniunii. Un loc în care îl vom vedea, cum scrie Sfântul Apostol Petru, voi încă nu l-ați văzut, voi nu-l vedeți și totuși vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. La mormântare să vorbești de bucurie, numai la creștini autentici se poate lucrul acesta. Nu-l vedem, dar îl vom vedea. Va fi o întâlnire cu El, cu El la care i-am simțit prezența cuvintelor mângâietoare, i-am simțit adierea pe fața noastră și i-am simțit mângâierea și îmbărbătarea. Îl vom vedea pe El, ne vom întâlni cu El, dar va fi un loc al reuniunii cu părinții care au plecat înainte, cu fratele Teo, cu părinții mei, părinții fratelui Romii,
părinții familiei Buia, părinții fratelui Ghiță și alții și alții dintre ai noștri care au plecat înainte. Astfel, cerul nu este doar un loc real și un loc al răsplătirii și a reuniunii, ci este un loc drag fiecăruia dintre noi. Îi vom revedea, dar va fi cu un trup complet schimbat. Vom vedea de asemenea pe Apostolul Pavel. Avem întrebări, eu personal am întrebări să-i spun Apostolului, pun Apostolului Pavel. Vom vedea pe Avram, pe Isaac, pe Iacov. David spune la un moment dat, copilul acesta care a murit nu mai vine la mine, dar eu mă voi duce la el. Fratele Teo nu mai vine la noi, dar noi ne vom duce când Dumnezeu va spune pentru fiecare dintre noi, s-a sfârșit. Haideți până atunci, dragi frați și surori, trăind pe acest pământ, cum scria Pavel celor din Colose, dacă am murit și am înviat împreună cu Hristos, să ne gândim la lucrurile de sus, la cer, unde Hristos șade pe tron la dreapta lui Dumnezeu. Cerul este un loc real. După cum pământul este un loc real, dar pământul este un loc al suferinței, al durerii, al lacrimilor și al despărțirilor. Cerul este un loc real, dar al bucuriei, al fericirii și al reîntâlnirii, un loc permanent. Cerul este un loc al răsplătirilor adevărate. Unii dintre dumneavoastră care ați lucrat la GM, nu? Frate Ionică și alții, aveți o mult mai bună răsplătire în pensie, frate Ghiță la Ford, decât alții care au lucrat self-employed, de exemplu, sau Chrysler, decât alții care au lucrat self-employed, nu? La ei răsplătirea este mult mai mică, așa la pensie, dar va veni vremea când Iisus Hristos însuși va răsplăti. Haideți să nu dăm înapoi, haideți să nu cedăm, haideți să nu ne abatem, ci să privim țintă la Domnul Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, să-L urmăm pe El, ca să fim aici și acolo împreună cu El și cu cei dragi ai noștri în cer, un loc real, un loc al răsplătirii, un loc al reuniunii. Și Domnul să vă binecuvinteze și să fie cu noi toți. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, frate Simi. Haideți, vă invit să ne ridicăm în picioare, să cântăm două versete dintr-o cântare, mai schimbăm puțin și poziția și Domnul să binecuvinteze pe fratele Iosif Frânc cu un mesaj, cu un gând pentru slava Domnului și pentru noi. Surori, o cântare foarte frumoasă, îmi place. Nu știm toți, știu că nu știți, dar o și învățăm. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cântăm numai două versete din ea. La cele țărmuri din col de râu. La cele țărmuri din col de râu, o, ce frumoase locuri văd eu, o ceată mare de-a sfinților, îmi pare că aud cântarea lor. Vino acasă, vin acasă, a lor chemare, așa sună, ei te așteaptă în strălucire, vin dar acasă cu grăbire. Părinții așteaptă după copii, colo mărire, până vin și ei, la revedere, sore bucura, unii pe alții, sore saluta. Vino acasă,
vin acasă, all'ore che mare, așa sună, ei te așteaptă, strălucire, vine dar acasă. Și ascultăm în continuare mesajul prin fratele Iosif. Distinsă familie, frați și surori, eu vin de la Biserica Midbelt Sud. Pe strada Midbelt sunt două biserici pentecostale de limbă română. Deci vin de la cea din sud. Eu am cunoscut din istorie, din istoria rugăciunii, pe fratele Teo și pe sora Valerica. Nenumărate rugăciuni au fost aduse în casa de rugăciune Midbelt Sud, pentru că acolo soția păstorului nostru și păstorul nostru, fratele Petrică Gușet, prieten de familie fiind, a știut foarte bine situația, se vizitau și mereu și mereu era invocată rugăciune pentru această familie. Aș dori, o să fiu foarte limitat ca să nu obosim prea mult, aș vrea să citesc trei versete din Sfânta Scriptură și apoi ne gândim puțin la ele. Și aș vrea, lângă bagajul deosebit care l-am adunat în această seară de priveghiu aici, să mai înghesuim și din aceste gânduri. Sigur, serviciile de priveghiu, de înmormântare, nu ajută cu nimic pe cel care a plecat dintre noi. Serviciul acesta de priveghiu este al meu și al dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul. Cele trei versete se găsesc în ultima carte a Vechiului Testament, în capitolul al treilea, versetele 16, 17 și 18. Și o să vedem îndată rostul citirii și aducerii înaintea noastră acestui pasaj scriptural. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat, și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui, pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său pe care îl slujește, fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Vă rog să îngăduiți această afirmație care o spun. În seara asta se scrie o carte de aducere aminte. A început scrierea ei și nu s-a terminat încă pentru această seară, pentru că aici,
vorbim despre Dumnezeu. Vorbim despre lucrările lui Dumnezeu, despre istoria ce Dumnezeu ne-a trasat-o în lumea aceasta. Să îl cunoaștem pe El, să cunoaștem lucrările Lui și minunile Lui. Dar am ales cuvântul acesta și cred că este foarte compatibil, face casă bună cu ceea ce s-a spus până aici. Cu multele vizite ce le-au făcut copiii, ce le-ați făcut dumneavoastră în această familie. Ce ați făcut când v-ați dus acolo? Ați vorbit despre Dumnezeu. V-ați rugat lui Dumnezeu. Ați onorat pe Dumnezeu. Și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este da și amin. S-au scris cărți de aducere aminte. Nu știu câte s-or fi scris în dreptul meu, în dreptul dumneavoastră. Cred însă că cele mai multe, dacă s-ar face o statistică și am vedea, cele mai multe s-au scris legate de experiența fratelui Teo Melinte, a cărui memorie astăzi o aducem în atenția noastră a tuturor. Domnul a luat aminte la lucrul acela și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui de fiecare dată. La fiecare vizită, la fiecare telefon, în fiecare ocazie, sora Valerica, ori de câte ori v-a vizitat cineva, s-a mai scris ceva, s-a mai adăugat ceva. Și de ce ne aducem aminte de asta aici? Frații au folosit în seara asta foarte frecvent citate din ultima carte a Sfintei Scripturi, din cartea Apocalipsa. Am să citesc și eu un verset ca să legăm cele două pasaje, ce am citit și ce citesc acum. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 12. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Acest pasaj este gravat de un adevăr dumnezeiesc de care noi ne bucurăm. Și aș vrea toți cât suntem aici să ne bucurăm în seara asta. Să înregistrăm în memoria noastră, în gândirea noastră și pasajul acesta scriptural din cartea prorocului Maleachi conține aceste trei mari confirmări. Versetul 17. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Este proprietatea lui Dumnezeu peste noi, peste viața noastră,
peste copiii săi. Aparținem lui Dumnezeu, suntem al lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Dumnezeu este suveran. Amin. Și îi aparținem lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o cum o, în al doilea rând, îmi vor fi o comoară deosebită. Când ați făcut ultima dată inventar, să zic, în garajul casei dumneavoastră, în garajul de acasă, câte lucruri avem acolo, fără valoare. Când le-am pus, ne-am gândit că într-o zi le vom folosi și n-a mai venit ziua aceea. Câți n-au vândut casa și a trebuit să închirieze un dumpster și să le pune acolo. Dar cei ce sunt proprietatea lui Dumnezeu nu sunt orice fel de proprietate, ci Biblia spune ca o făgăduință, ca o promisiune, îmi vor fi o comoară deosebită, comoară ce a câștigat-o pe lemnul crucii Fiului Dumnezeu. Și Biblia spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și a treia mărturie, făgăduință, promisiune pentru aceste cărți, pentru personajele acestor cărți scrise înaintea lui Dumnezeu, se încheie versetul 17. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Aș vrea să mă duc la cântarea, pentru prima dată am auzit-o. Eu sunt numai cu un an și o lună, un an și o lună mai mare decât Teol Melinte. Am împlinit 72 de ani. Am trecut și n-am auzit până în această seară cântarea ce au cântat-o quartetul ăsta, frații Buia. Domnul să-i binecuvinteze. Și s-a terminat cu un cuvânt pe care aș vrea să-l lămuresc, cu asta am terminat, în fața dumneavoastră. Cuvântul adio. Acest cuvânt, noi venim dintr-o țară care a avut învățătura comunistă. Cuvântul acesta a fost un cuvânt de mare grație, adio. Dar istoria, regimul l-a schimbat. Și noi când zicem adio, zicem, oh, nu mai vedem niciodată, gata. Doi tineri au vorbit împreună, au rupt târgul între ei și i-am dat adio. Știți ce înseamnă adio? Adio este un cuvânt compus. Scurt, dar uite că e compus. Compus din două. Primul este o prepoziție și această prepoziție este a, care însemnează la. Și Dio însemnează Dumnezeu. Și când zicem adio, asta înseamnă întâlnire la Dumnezeu. Și atunci, ca să le legăm, să le împăcăm bine aici
în diaspora, cred că cel mai potrivit ar fi să spunem la revedere, adio. Adică, știți, vor fi întâlniri și se vor întâlni oameni care își zic la revedere aici, locul poate fi și în Hades, în Sheol, în iad. Dar când spunem adio, asta înseamnă revedere, reîntâlnire la Dumnezeu. Frate Teo Melinte, îți spunem în această seară la revedere, adio, pe curând în marea dimineață când ne vom întâlni cu Domnul, despre care în seara aceasta, frații, ne-a spus că este gata să vină și să ne ducă acasă. Până atunci, noapte bună! Slăvit să fie Domnul, Domnul să binecuvânteze frate Iosif. Fratele Fazekaș urmează, Domnul să binecuvânteze și până fratele Fazekaș vine, aș vrea să spun un scurt gând care fratele Simil a spus că noi primim de la părinții noștri o moștenire, un legacy. Am avut ocazia să fiu și să-l cunosc și pe fratele senior, pe bunicul Melinte, ani buni la Biserica Aleluia. Și prin lucrurile care ne le-a spus, omul acesta a fost un om deosebit, cu o bunătate deosebită și cum Dumnezeu a lucrat în viața lui, prin faptele lui. Ne povestea cum înainte a venit în America avea un vecin foarte rău. Foarte rău, îi făcea atâta rău, îi spărgea gardul când nu-l vedea, îi arunca pietrele de la el în grădina lui și fratele Melinte mergea, le strângea liniștit, repara înapoi, nu zicea absolut nimic de ce face asta vecine. Și de câte ori în fiecare toamnă așa da Dumnezeu că la el avea mere mai frumoase ca la vecinul. Și se ducea în fiecare toamnă cu un coș și zice, uite vecine, la mine s-au făcut mai multe, ți-aduc și ție. Și după câțiva ani, Dumnezeu i-a transformat inima la vecinul acela și s-a întors la Domnul. Aceasta mi-a rămas în minte de la el cum o evangelizare prin fapte. Poftiți, frate Gabi, poftiți Domnul să vă binecuvinteze și apoi ne apropiem de încheiere. Vă mulțumim pentru răbdarea care ați avut-o, vă mulțumim pentru sacrificiul care l-ați făcut să fiți împreună cu noi și familia Melinte în seara aceasta. Cu ajutorul lui Dumnezeu am fost binecuvântați în această seară să fim împreună în locul acesta, deși este o seară de doliu, de aducere aminte, de multe lucruri din viața fratelui Teo, însă ceea ce este pentru noi frumos, pentru fiecare, este că dacă avem o viață pe care am trăit-o, cu ajutorul lui Dumnezeu, sub binecuvântarea Lui, când plecăm din lumea asta, suntem cei mai fericiți. Aș dori să spun sorei Vale, în aceste momente, Dumnezeu să-i dăruiască mângâiere, să-i dăruiască bunul Dumnezeu sănătate, să-i dăruiască bunul Dumnezeu puterea, ca în zilele care le are de trăit, mâna cea bună a Domnului să o ocrotească și să fie cu ea oriunde va fi. Din partea bisericii, aș vrea să spun condoleanțe și când am venit de acasă, soția mea mi-a spus, spune la sora Vale, Dumnezeu să-i dea sănătate și mângâiere și condoleanțe. Aș vrea să spun cu ajutorul Domnului în această seară câteva cuvinte. Frații au adus mesajul cuvântului lui Dumnezeu și Domnul să fie slăvit și să ne binecuvânteze pe toți. Eu l-am cunoscut pe fratele Teo în mai multe ocazii. L-am cunoscut la lucruri la biserică, punând cărămidă, vorbind foarte liber așa, mai punând câteodată așa cu câte o vorbă apăsată. Înainte de asta, el a pus cărămida la mine, la o casă care ne-a făcut-o prima dată. Și
cum era harnic, era cu fratele Hancel. Cărămida se prinde de perete cu un hold ties, așa se ține bine. Și el le punea foarte des, fratele noi le punea așa de des, că nici dacă se răstoarnă casa, cărămida tot acolo rămâne. Ele au așa o distanță stabilită, dar făcea, îi plăcea să facă un lucru bun. Păi eu mai am făcut o mai urmată a doua, pe vremea aia s-o potrivit să mai slujez pastoral biserica din Chicenă și el avea niște prieteni buni acolo, pe familia Ciot, pe Silviu. Când ne întâlneam, ziceam, ce ne mai spui de la Chicenă, ce ne mai spui de la frați? Și începeau cu povestirile tinereții, pentru că ei le-au petrecut împreună. Sunt 30 de ani de atunci. Și acum când au trecut drumul spre veșnicie, gândindu-mă așa la ele și fratele Bene mi-au adus aminte, zic, cât de repede au trecut anii ăștia? Cât de repede? Cât de greu au trecut unii din anii aceștia pentru sora Vale și pentru fratele Teo. Dar Bunul Dumnezeu le-a fost un ajutor deosebit. Bunul Dumnezeu le-a fost un ajutor în care numai El știe cum. Eu am spus în biserică la câteva ocazii de căsătorii că în biserică sunt niște surori care merită stima și respectul, care au rămas credincioase soților lor în cele mai dificile momente. Și una dintre ele este și sora Vale. Așa cum tu ai ținut și ai făcut cu sănătatea ta, cu viața ta, cu tot ce ai putut să faci, să fii ajutorul potrivit, Dumnezeu să-ți întindă aceeași mână de ajutor ție mai departe. Ne uităm fiecare în viața noastră și vedem multe lucruri în jurul nostru. Dar ce este important că la sfârșit să se poată spune am făcut ceea ce trebuie. Am făcut la momentul potrivit ceea ce era necesar. Trece viața pe lângă noi foarte repede și câteodată ne trezim că am făcut un prea târziu. E bine că la orice timp încercarea și suferința este ceea ce măsoară tăria vieții noastre. Toți că l-a vizitat, parcă avea în el două naturi, una tare, viață, și cealaltă, fără putere. Știți cum sunt astea? Eu m-am gândit la asta, am zis, ceea ce este tare și dă viață unui om este încrederea și credința în Dumnezeu. Asta e tare. Nu se termină nici în ultima clipă a vieții. Ne ținem tare cu mâna de Dumnezeu până la capăt. Cealaltă parte, care dacă ne leagă de lucrul de jos fără Dumnezeu și așa mai departe, ca mâna aceea moartă, nu mai are nicio putere. Dragii mei, noi care am venit aici în seara aceasta, Apostolul Pavel zice și scrie Corintenilor, de aceea ne și silim. Ce să facem? Să-i fim plăcuți Lui. Să ne silim să-i fim plăcuți Lui Dumnezeu întotdeauna. Deși anii au trecut, așa cum spuneam, primii ani cu bucuria familiei, cu tinerețe, cu muncă și așa mai departe. El mai a făcut și la alții case. Eu am mers cu el și mă lua și zicea, Gabi, hai mai spune și asta, mai pune un cuvânt acolo, mai facem ceva. Mai făcea, pe vremea mai de ani, era și să faci așa să ai în casă un loc unde se încălzește așa. Acum e mai modernă situația, nu e chiar așa. El, odată dacă o faci prea înaltă, merge toată căldura afară. Dacă o faci prea jos, îți vine fumul în casă. Deci trebuie să fii undeva balansat. Nici asta nu e bună, nici stânga, nici dreapta, dar undeva. O viață trăită trebuie balansată, dragii mei.
Nu putem să ne gândim că suntem cei mai... și nu se termină, ba se termină foarte repede. Dacă o ținem numai în jos, rămânem aici jos și despărțiți de Dumnezeu, cum s-a predicat în seara asta. Dacă o ținem prea cu tărie, că vom prea, nici așa nu ajungem nicăieri. Ajungem când mergem pe urmele cărării neprihănirii pe care ne-a trasat-o Domnul Iisus Hristos. De aceea, fiecare din noi ne revine sarcina în această seară, să ne silim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Doresc la aceasta Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Mângâierile noastre să continue, rugăciunile noastre trebuie să continue pentru sora Vale și doresc ca binecuvântarea și ocrotirea Domnului să fie peste întreaga familie. Toți au nevoie de mângâiere, toți suntem parte din familie. Dacă se spunea despre fratele Melinte, mi-aduc aminte de el de ca ani de la biserică. El făcea curățenie, făcea ordine la biserică, făcea... Ne întâlneam deseori la construcție, era acolo, cu fratele Chișa. Unul ținea ordinea, unul scria, erau oameni de încredere. Parcă au fost ieri lucrurile astea, așa de repede s-au dus și așa trece viața noastră. Dar în final rămâne cea mai frumoasă. Biblia ne spune că atunci când noi apunem aici, ne vom trezi într-o nouă viață și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Până atunci, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute fiecăruia. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să lase a Lui îndurare și o crotire puternică peste noi. Peste toți. Peste cei ce sunt prieteni aici în America, în Spania, în România, în Kitchener, oriunde ne-am afi. Într-o zi, Dumnezeu ne va aduna pe toți și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Doamne, până atunci, ajută-ne pe toți să-ți rămânem credincioși, să urmăm cuvântul Scripturii pe care îl cunoaștem cu ajutorul lui Dumnezeu, care ni se predică așa de bine și de deseori în bisericile și în locurile în care ne închinăm. Dar până atunci, când Dumnezeu ne va chema pe fiecare, viața noastră să fie trăită cu ajutorul lui Dumnezeu sub binecuvântarea Lui. Doresc dar binecuvântarea Domnului să fie peste întreaga familie Melinte, peste cei de aproape, peste cei extinși. Și apoi, așa cum am amintit, sora Vale, în momente grele, de aducere aminte, Domnul să-ți fie mângâiere. În momente cu lacrimi, Dumnezeu să-ți aducă bucuria sănătății. În momente de singurătate, așa cum zicea, și dacă nu putem vorbi, este aici, în momente de singurătate, Dumnezeu să fie mângâierea ta de fiecare zi. Și în tot ceea ce Domnul va hotărâ mai departe, mâna Lui cea bună, mâna Lui cea puternică, să fie și să rămână peste tine, peste noi toți și vă mulțumim tuturora de participare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Mulțumim, frate Gabi, Domnul să binecuvinteze. Urmează fratele Ionică cu o mică eulogie despre viața fratelui Teo. Domnul să-l binecuvinteze și apoi ne vom apropia de încheiere. Atât de lungă predica mea, asta înseamnă că e scurtă, dar simt eulogie, pomelnic, pomenire, nici nu știu cum să zic, eulog, necrolog, mai sunt câteva cuvinte de astea, ceva cu countdown, cu numărătoarea. Am vrut să vă spun ceva. Există o mare diferență între moartea unui copil al lui Dumnezeu și moartea unui vrăjmaș sau unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Mă gândesc că ați citit de multe ori biografii ale oamenilor ilustri care în momentele când s-a apropiat moartea au urlat, au strigat, s-au zbătut. Nu lăsați, vine, mă ia, mă duce! Etc. Citiți biografii să vedeți ce groază este când un om din lume care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu trece în veșnicie. Există o expresie în limba română și nu se potrivește bine tradusă, dar fratele
Teo Melinte a avut o moarte ușoară. Ce vrea să zică expresia asta, moarte ușoară? Nu pot să spun moarte bună, că nu cred că există moarte bună, anyway, cu excepția faptului că e partea bună, că am plecat de la cei răi și ne ducem la cei buni. Dar a avut o moarte ușoară. Când moare un sfânt, îi se luminează fața. Când moare un copil al Domnului, este de-abia așteaptă să plece. Unii au zis, îl văd, vine după mine, îngerii sunt aici. Și pe urmă au trecut. Eu zic, a avut o moarte ușoară, pentru că în 18 a fost servit cu atâta dragoste, în al 22-lea an de sora Valerica, a fost servit breakfast-ul. Și cum el era paralizat pe jumătate, el mânca doar cu mâna care era sănătoasă. Și după mâncare, se odihnea din nou, adormea din nou. Și așa s-a întâmplat în 18. Știți cum știu? Pentru că atunci când am ajuns noi la el, era în poziția de dormire, de somn, exact cum dormea el de obicei. El a mâncat breakfast și s-a odihnit sau a adormit în poziția în care de fiecare dată dormea. Și am rămas așa de mișcat gândindu-mă că a mâncat, s-a săturat, s-a pus să se odihnească și s-a întors la poziția lui obișnuită, exact mâna avea aici și așa i-a rămas mâna în poziția de dormire. Ceva mi-a zis, fă o poză ca să le dovedești la oameni că în somnul lui a plecat, a mâncat, s-a culcat și nu s-a mai trezit printre oameni. În somn a plecat și când a deschis ochii l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Doamne, dă-ne harul tuturor, plecarea noastră să fie o bucurie, despărțirea de pământ și de sferele acestea să fie pentru noi cea mai mare bucurie plecând acasă. Amintire despre fratele nostru Teo Melinte, s-a spus deja că s-a născut la 10 ianuarie 1949 în Bistrița. S-a vorbit așa de frumos despre părinții lui, fratele Ioan și Maria Melinte. N-avem timp, așa cum s-a spus, decât doar să menționăm și o să fac prescurtat în ideea ca să nu mai folosesc cuvântul frate și soră. Cei ce n-ați știut, fratele Teo a avut frați și surori și primul a fost fratele Ioan, care a fost căsătorit cu sora Lucica, dar care, despre care s-a spus deja că a decedat în mai 2020. Urmează apoi Gheorghe cu Teodora, Grigore cu Doina, Nicu cu Saveta, Genoveva scrie cu Paul, a fost, l-a trecut, pentru că Paul a decedat în aprilie 2020. Costică căsătorit cu Dochița, Lidia cu Geza, Dina cu Zec, Benone cu Marta și în sfârșit Dan cu Aurica. Fratele nostru Teo Melinte a copilărit și și-a petrecut tinerețea în Bistrița până la vârsta de 18 ani. Așa de mult mi-a plăcut următoarea propoziție. El a fost botezat cu Duhul Sfânt la 16 ani și a încheiat legământ cu Domnul la 17 ani. Apoi la 18 ani a plecat să-și continue școala în Cluj. În 1969, la 20 de ani, a plecat la București, unde a terminat școala profesională de electrician. A continuat să lucreze în București, încă 10 ani, unde a lucrat ca maestru electrician. În 1980 s-a mutat înapoi la Bistrița, unde a continuat să lucreze ca electrician. Fratele Teo, împreună cu familia, în 1987, a plecat din România spre America.
La Bistrița am sărit peste rând, a lucrat ca maestru electrician. Teo s-a căsătorit cu sora Vali în 1990 și după 2 ani ea a venit în America, urmând familia fratelui Melinte. În 1998, Teo a avut un accident din care a rămas paralizat în partea dreaptă. Scumpa noastră soră Valeria a avut grijă ca de un baby de el în cei 22 de ani, până la plecarea lui acasă la Domnul, în 18 iulie 2020. Bunul Dumnezeu, pe toți să ne binecuvinteze pe pământul acesta ca și copii ai Săi, iar în eternitatea să o petrecem cu El în împărăția Lui Dumnezeu. La toți Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mulțumim, frate Ionica. Am zis că ne apropiem de încheiere, dar dați-mi și mie un minut, două. Așa cum v-am spus, de multe ori am avut ocazia să-L vizităm cu școala duminicală. Și pe lângă faptul că copiii au cântat, au spus versete, am avut și fan, să știți, acolo, în casa aceasta. De ce? Cum a spus fratele Ionică, o parte a dânsului era paralizată, dar puterea în cealaltă parte parcă era dublă. Și copiii aveau așa mare dorință să-l pună jos la Skanderberg pe fratele Teo și să puneau copiii, poate, 4-5 într-o parte și trăgeau și Teo îi răsturna imediat pe toți într-o parte. Și am avut, așa cum spun, și fan acolo în casa aceasta. Mulțumim Domnului pentru tinerii care l-au vizitat. Domnul Iisus să vă răsplătească. Sora Valerica, aș vrea să spun și eu că ți-ai îndeplinit cu cinste datoria care ai avut-o față de Dumnezeu și de fratele Teo. Și ce spun Dumnezeu să-ți răsplătească. Personal, te-am sunat de multe ori și erai foarte disperată, foarte zdrobită. De multe ori te-ai lăsat pe tine și ți-ai pierdut sănătatea îngrijindu-l pe Teo. Mulți te-au îndemnat, du-l undeva, du-l la o casă de bătrâni, du-l în altă parte. Ai refuzat și ai vrut să rămâi credincioasă și să-l îngrijești până la capăt. Domnul să se îndure de tine în vremea aceasta și să-ți redea sănătatea. Și câte zile Domnul să mai dea pe pământ să te poți bucura de viață. Poate sunt și alții aici care ar vrea să spună ceva, amintiri, momente. Văd pe Bogdan Iacoban, care de multe ori știu că ai stat cu Teo și l-ai îngrijit când Valerica a fost plecată să rezolve ceva. Fratele Grigore Buia, de asemenea, de multe ori a fost acolo, a stat cu Teo, a îngrijit, a mai reparat câte ceva pe lângă casă. Dumnezeu să vă răsplătească, știu că sunteți și alții, Dumnezeu să vă răsplătească la fiecare. Nu știu dacă este cineva care a venit out of state, I just see Isaac Cătuna, ai venit din California, Domnul să te binecuvinteze, du salutări înapoi la părinții tăi. Îi iubim și we miss them, pentru că we been together long ago, like fratele Frazicaș said 30 years ago here in Detroit. Iubiților, Domnul Iisus să vă răsplătească la fiecare care v-ați făcut timp să fiți în seara aceasta. Dorim să continuăm să susținem familia aceasta în rugăciune. Dorim să Domnul să ne păzească de orice rău s-ar putea întâmpla. În seara aceasta Sicriu va rămâne aici la biserică, îl vom duce într-o cameră care am încercat să fie răcită sau cât de bine rece. Mâine dimineață vă invităm, cine poate, la ora 11 vom avea din nou un serviciu mai scurt și apoi vom pleca spre cimitir. Plecarea la cimitir nu va fi în coloană, ca de obicei. Ne vor da adresa, fiecare va merge și va conduce on his own și ne vom întâlni la cimitir pentru a depune în țărână trupul, sicriul. În seara aceasta avem ocazia, frații vor putea să pune imagini despre ei, despre viața lor, să trecem prin fața sicriului, începând cu frații din spate, cu familia Grozavu, care mai sunteți acolo în față, veniți și treceți, dar familia nu o să stea în față să dați mâna cu ei. Veniți, dați o atenție trupului fratelui Teo și mergem mai departe. Mai puteți rămâne pe bănci să ne mai uităm la imagini.
Dacă cineva a adus o donație pentru familie, nu vrem să o ducă acasă dacă a adus-o special pentru cauza aceasta. Acolo în spate este un borcan care se poate folosi. Dacă cineva are cecuri, poate să le scrie și pe Biserica Hosanna Christian Church și noi o să îi dăm banii la Valerica. Dacă mai este ceva, dacă am omis ceva, dacă nu, înainte ca să vizităm trupul neînsuplețit, aș dori să mulțumim Domnului, frate Nick Balmoș, te rog să vii la ambon și noi ne ridicăm în picioare și fratele Nick aduce o mulțumire Domnului pentru tot ce Domnul ne-a dăruit în seara aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Asta o ocazie, Doamne, am venit în biserica aceasta și te rugăm să binecuvintezi biserica aceasta. Pe cei ce ne-au primit în locul acesta, Doamne, familia Buia, membrii acestei biserici, îți mulțumim. Te rog în seara aceasta, Doamne, să legi vindecare peste sora Vali. Dacă este bolnav în clipa aceasta și este bolnav, vindecă-o, Doamne. Și a pierdut viața aceasta, Doamne. A pierdut-o că și te-a cunoscut pe tine, stând lângă un frate care a suferit și el. Vrem în ziua aceea să fim în împărăția ta toți, împreună cu frații, cu surorile. Te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare în parte, Doamne. Dacă seara aceasta a fost un suflet aici care nu te-a cunoscut până aici pe tine, prin cuvântul care l-a vestit frații, Doamne, te rog, fă să rămână în inima acestui suflet, să capete mântuirea. Toate lucrurile Tu le faci cu rânduială și frumoase, Doamne. Și eu cred că în seara aceasta, Părinte al Îndurării, Tu ai rânduit locul acesta pentru vecinii lui sora Vale, Doamne, care poate nu Te cunosc cum Te cunoaștem noi. Și în seara aceasta îți mulțumim că Tu le-ai vestit prin gura fraților cuvântul Tău. Fă-l să izvorască, Doamne, și să se mântuiască înaintea Ta. Noi Îți mulțumim, Te lăudăm, Te cinstim, Te preamărim, Te onorăm, Tată scump din ceruri, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile și așa cum am zis, poate frații pun ceva muzică sau imagini, veniți și treceți și vizitați sau, pentru ultimul moment, dăm atenție trupului neînsuplețit și ne întoarcem mor la locuri sau putem să plecăm. Vă mulțumim tuturor, a Domnului Iisus să vă binecuvinteze, Domnul să vă răsplătească. Vă mulțumim în numele Domnului și în numele familiei Melinte. God bless you! Thank you.
Thank you.
Thank you.